Familia din Turda, județul Cluj, se afla în stațiunea Giurgiu Băi când la un moment dat fetița care sărise în apă de la trambulină a ieșit din bazin acuzând dureri în zona gâtului și a capului, după care s-a prăbușit la pământ. Persoanele aflate în zona bazinului spun că după ea în apă a mai sărit un băiat care ar fi lovit-o. În ciuda eforturilor depuse de medicii Serviciului Județean de Ambulanță și al celor de la Spitalul din Orăștie, unde fetița a fost transportată de urgență, aceasta a decedat. Cazul a intrat în atenția oamenilor legii care au deschis dosar penal pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia. În acest caz vorbim despre un dosar de cercetare penală întocmit în cauză cu privire la comiterea infracțiunii de ucidere din culpă. Colegii mei administrează probatorul în vederea stabilirii cu exactitatea circumstanțelor în care s-a produs acest regretabil incident și, bineînțeles, pentru stabilirea eventualei vinovății a persoanelor care ar putea fi trase la răspundere cu privire la decesul minorei. Un element important este raportul medico-legal privind cauza morții, ce urmează a fi depus la dosar pentru a clarifica circumstanțele în care a survenit decesul victimei. Am fost contactat de asemenea de familia unui minor care ne-ar putea sprijini în acest caz cu privire la clarificarea circumstanțelor în care s-a produs acest incident. De menționat că o probă importantă în anchetă o constituie înregistrările camerelor de supraveghere, bazinele de not de la stațiunea Giurgiu Băi fiind supravegheate video.